Bună seara și bun găsit! Sunt Ionela Gherghe și vă invit să urmărim împreună principalul grupaj informativ al zilei. Polițiștii au bătut astăzi la ușile mai multor craioveni. În urma perchezițiilor, 12 persoane învinuite de evaziune fiscală și spălare de bani au ajuns la audieri. Revenim imediat cu amănunte, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Craiovenii mai au de îndurat mirosul neplăcut din zona George Enescu, cimitirul Sineasca, doar până la sfârșitul anului. Mai multe localități doljene au investit milioane de euro în alimentarea cu apă potabilă ca să constate mai apoi că aceasta nu este bună de băut. Un bărbat care conducea pe drumurile publice, deși avea permisul suspendat, a încercat să mituiască un polițist pentru a nu întocmi dosar penal. Peste 8.000 de cereri de bilete pentru tratament balnear a înregistrat Casa Județeană de Pensii Dolj. Polițiștii au bătut astăzi la ușile mai multor craioveni. 28 de percheziții au efectuat oamenii legii la persoane bănuite că ar fi făcut în perioada 2011-2014 evaziune fiscală și spălare de bani. Acestea au avut ca domeniu de activitate comercializarea de fier vechi pe strada Râului și în cartierul Popoveni. De asemenea, au mai avut loc de scinderi și în Coșoveni, Fărcaș, Pielești și Poiana Mare. Prejudiciul în acest dosar este de aproximativ 22 de milioane de lei. 12 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani au fost duse la audieri, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente și calculatoare. La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. De asemenea, au fost prezenți ofițeri ai Poliției Municipiului Craiova și luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale. Craiovenii mai au de îndurat mirosul neplăcut din zona George Enescu, cimitirul Sineasca, până la sfârșitul anului. Reprezentanții primăriei spun că lucrările pentru casetarea canalului Cornițoiu de pe acest tronson au fost scoase la licitație după ce problemele legate de expropiere au fost rezolvate. Celelalte tronsoane sunt aproape gata. Casetarea canalului Cornițoiu a început acum ani de zile și a fost încă de pe atunci o problemă. Lucrarea a fost împărțită pe tronsoane, scoase mai apoi la licitație publică. Numai că nimeni nu a fost interesat de partea a treia, a cărei valoare era mult mai mică decât a celorlalte. Primăria a venit cu soluția de a organiza o licitație comună pentru tronsoanele 1, bariera Vâlcei, strada de Ceneu, și 3, strada Pârâului, preluarea izvoarelor costiere, și așa a reușit să găsească un constructor. Cu partea din mijloc, dintre cimitirul Sineasca și strada George Enescu, a fost altă problemă. Tronsonul 2 este un canal pe o proprietate privată. Proprietate privată care s-a încercat să se dea de urma proprietarului, s-au constatat acolo niște lucruri foarte greoaie, complicate, cu proprietari care nu se găseau, cu până la urmă o reprezentanță și așa mai departe, și cu toate că procedura de expropiere este cea mai complicată și cea mai greoaie, am aplicat-o și până la urmă am reușit să facem această expropiere și să scoatem la licitație și tronsonul 2. Termenul de depunere a ofertelor pentru casetarea tronsonului 2 este 11 iunie. Valoarea lucrării este de 2,6 milioane de lei. Practic toată zona pălții din Craiovița, de la Sineasca, care se vede din cimitir sau în spatele magazinului Lidl, se va transforma într-o canalizare. Care este termenul de execuție pentru tronsonul 2? Termenul de execuție pentru tronsonul 2 este de 4 luni, dacă nu mă știu. Veștile bune nu se opresc aici. Nu numai că vom scăpa de mirosurile greu de suportat, dar în zona străzii Pârâului va fi construit un parc. La ora asta este scos la licitație un studiu de fezabilitate pentru... Da, spatele bisericii. Un studiu de fezabilitate și proiectarea pentru acest parc Cornițoiu, cum zicem noi, parcul Cornițoiu. Și deja este într-o fază destul de avansată și acolo, s-au depus niște oferte, așteptăm să vedem ce va ieși și din parcul Cornițoiu. În ceea ce privește tronsoanele 1 și 3 ale canalului Cornițoiu, viceprimarul Mihail Genoiu a spus că lucrările au fost oprite până pe 6 iunie, pentru a se putea realiza cele efectuate de compania de apă în zonă, după care casetarea va fi și ea finalizată în doar câteva zile. Sunt localități în Dolj care au investit milioane de euro în alimentarea cu apă potabilă ca să constate mai apoi că aceasta nu este bună de băut. S-a ajuns aici pentru că primăriile au început să foreze fără să ceară un studiu de calitate de la administrația bazinală de apă Jiu, iar banii s-au dus pe apa Sâmbetei, pentru că apa e bună doar pentru toaletă, nici animalele nu o pot consuma.
Investiții de milioane de euro s-au dus pe apa Sâmbetei, deoarece unele comune din Dolj nu au vrut sau nu au știut cum să procedeze atunci când au forat pentru ca locuitorii să aibă apă la robinet acasă. Ulterior s-a constatat că aceasta este nepotabilă. E vorba de investiții atât cu fonduri guvernamentale cât și europene, o spune chiar directorul administrației bazinale de apă Jiu. Primăriile din comunele județului Dolj. Da. Fac astfel de cereri la dumneavoastră, pentru că sunt foarte multe primări. Deci au fost situații când au făcut, au fost situații când nu au făcut solicitări către noi, au venit direct la avizul de gospodărire a apelor, cu foraje executate. Fără să fi cerut un aviz prealabil. Fără să fi cerut un aviz prealabil, ca să le spunem dacă... Ei sunt obligați să ceară acest aviz prealabil? Este obligatoriu sau este consultativ? Nu, este obligatoriu să ceară, pentru că altfel nu văd cum se poate promova investiția, pentru că poate să fie o investiție ratată. Ca să ia avizul, el trebuie să-mi prezinte mie acest studiu preliminar. Fie că este întocmit de Abajiu, fie că este întocmit de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. După toți banii cheltuiți, multe comune s-au ales cu apă bună doar pentru toalete, pentru că nici animalele nu o pot consuma. Prima gândire a primăriei a fost să le dea la oameni apă potabilă, deci atât ce pot să folosească la toaletă. Că în rest, vreau să vă spun, nici în mașini de spălat nu merge să o folosești. Deci, animalele nu... Pentru că dacă nu consumăm omul, e clar că nici animalele. Și firmele private care vor să foreze pentru puțuri trebuie să urmeze aceiași pași pentru efectuarea studiului și pentru obținerea vizelor de la Abajiu. Au cerut aviz pentru construirea sau reabilitarea unor construcții după ce acestea fuseseră deja realizate. Solicitările nu au venit din partea unor persoane oarecare, ci a unor primării doljene. Situația a fost făcută publică astăzi de Direcția pentru Cultură în cadrul ședinței Colegiului Prefectural. Cele mai multe dintre aceste construcții sunt cămine culturale. Directorul executiv interimar al Direcției Județene pentru Cultură Dolj a prezentat astăzi raportul de activitate pe anul 2015 și a vorbit și despre problemele cu care se confruntă direcția. Printre acestea, avalanșa de solicitări de avize de construire, amenajare sau reabilitare pe care le primește DJC Dolj. Multe din ele vin prea târziu și apar cămine culturale noi construite după ureche, fără să se respecte specificitatea acestor edificii. Ne trezim cu o sală cât un sfert din asta, din sala în care ne aflăm acum, și ne anunță la sfârșit, după ce a fost reabilitată, că nu știu cine a sprijinit treaba asta și ne roagă să autorizăm respectiva clădire. Sigur că este greu pentru noi, pentru că știm ce înseamnă, experiența ne permite să putem să consiliem autoritățile înainte să se nască o astfel de sală. George Obrogea a venit și cu un exemplu concret. La Breasta, în satul de vacanță, unde a fost o clădire, era o baracă, au amenajat un așa zis cămin cultural. După ce l-au amenajat și n-au zis absolut nimic timp de 2 ani de zile cât s-a construit, acum ne cer autorizarea așezământului cultural. În 2015, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj a monitorizat inclusiv prin deplasări în județ activitatea așezămintelor culturale. Au fost remarcate prea puține fapte remarcabile de cultură în primul semestru, potrivit raportului prezentat astăzi. Totodată, DJC Dolj a participat în calitate de partener la organizarea unor proiecte culturale cu amplă rezonanță, printre care Zilele Marin Sorescu și Târgul Gaudeamus. A fost prins că mergea cu mașina pe drumurile publice, deși avea permisul suspendat. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 23 de ani din comuna doljană Bratovoiești, oprit de polițiști pe DN55 în localitatea Task. Tânărul a fost condus la sediul Inspectoratului pentru Poliție Județean Dolj, moment în care încerca să mituiască un ofițer cu scopul de a scăpa bazma curată. I-a oferit acestuia 400 de euro ca să nu întocmească dosar penal. Numai că socoteala din târg nu s-a potrivit cu cea de acasă. Conducerea IPJ a sesizat parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj și Direcția Anticorupție, care au realizat flagrantul. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar oamenii legii continuă cercetările în acest caz.
Primăria Craiova vrea să înființeze 3 noi puncte de încasare a impozitelor și taxelor locale. Municipalitatea va supune mâine aprobării Consiliului Local preluarea a 3 spații din oraș de la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ. Acestea se află în cartierele Rovine, Braza lui Novac și Lăpuș. Noile puncte de lucru trebuie să fie gata la sfârșitul anului. Se încearcă astfel să se evite cozile interminabile de la ghișeele Direcției de Impozite și Taxe din Bănie. Peste 8.000 de cereri de bilete pentru tratament balnear a înregistrat Casa Județeană de Pensii Dolj. Până pe 23 mai, aproximativ 1.000 de persoane au primit răspuns pozitiv. Pentru 125 dintre bilete, beneficiarii nu au mai fost nevoiți să plătească nimic, pentru că au fost cu titlu gratuit. Bilete se acordă și veteranilor de război, persoanelor cu handicap, precum și persoanelor care au suferit accidente de muncă. Așa cum era de așteptat, cele mai multe solicitări pentru biletele de tratament balnear au venit la Casa Județeană de Pensii Dolj pentru perioada iunie-august. Multe dintre ele au fost deja distribuite. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astăzi. Până la acest moment sunt înregistrate 8.104 de cereri de bilete de tratament, toate aceste cereri având un număr mai mare de solicitare în perioada 1 iunie 30 august. Au fost acordate 989 de bilete de tratament, dintre care 864 cu suportarea unei contribuții și 125 de bilete acordate cu titlul gratuit. Directorul Casei Județene de Pensii Dolj a anunțat și care sunt stațiunile în care se poate merge la tratament. Amara, Bala, Buziaș, Govora, Olănești, Tujnat, Călimănești, Căciulata, Covazna, Eforie Nord, Gioagiu, Mangalia, Moneasa, Neptun, 1 Mai, Pucioasa, Slănic, Moldova, Prahov, Slănic, Prahova, Satun, Techirghiol, Vatra Dornei, Voineasa și Sungiors. Vor fi acordate bilete și veteranilor de război, persoanelor cu handicap și celor care au suferit accidente de muncă. Biletul de tratament se poate elibera, în cazuri excepționale, unei alte persoane, desemnate de către titular pe bază de procedură autentificată. De asemenea, biletul se poate elibera și soțului persoanei beneficiare. Departamentul de informatică din cadrul Facultății de Matematică și Științe ale Naturii marchează în această perioadă 40 de ani de existență la Universitatea din Craiova. Cu acest prilej sunt organizate, începând de azi și până sâmbătă, mai multe evenimente, printre care festivitatea de absolvire a promoției 2015, întâlniri cu reprezentanții ai firmelor de IT, discuții cu elevi premiați la concursurile de profil și o sesiune națională de comunicări științifice studențești. De asemenea, un absolvent al departamentului, astăzi profesor la Universitatea din Cottbus, va susține un curs festiv. Prin aceste evenimente se dorește consolidarea relațiilor de colaborare a departamentului atât cu învățământul preuniversitar, cât și cu mediul IT. Se pune un accent deosebit pe rolul pe care îl are informatica în dezvoltarea societății actuale. Studenții noștri pot mai mult. Așa se numește cea de-a treia ediție a unui proiect derulat de Universitatea din Craiova prin Prorectoratul Programe de Studii și Asigurarea Calității. Evenimentul se va desfășura în zilele de 28 și 29 mai, între orele 9 și 17, în centrul vechi al Craiovei. Se dorește stimularea creativității și implicarea studenților în derularea unor activități practice, în așa fel încât tinerii să beneficieze de experiențe interesante bazate pe dezvoltarea personală și profesională, dar și pe promovarea voluntariatului. Biberonul poate fi dăunător dacă este folosit după ce micuțul a împlinit un an și jumătate, chiar doi. Acestea poate modifica poziția dinților și crea anomalii dentomaxilare, spun medicii dentiști. Într-un astfel de context, nu se mai produce o dezvoltare armonioasă a copilului. Copilul trebuie dus la stomatolog de la apariția primului dințișor. Odată cu apariția lui, trebuie început și periajul dentar. Părintele trebuie să învețe copilul cum se efectuează un periaj, dacă posedă cunoștințele necesare, dacă nu, să-l aducă la un cabinet stomatologic și medicul respectiv îi va explica pe înțelesul lui tehnicile de periaj, dar consider că pentru a putea determina copilul să facă acest lucru de două ori pe zi, cum este necesar, de exemplu să facă din momentul periajului un moment vesel, să se perie împreună, să își mai ia o jucărie, să perie și jucăria. Nu doar periajul trebuie să aibă aspectul unui joc, ci și vizita la dentist. Stomatologul va trata diferit copilul față de adult. Trebuie luat foarte ușor, trebuie să empatizezi cu el, să intri un pic în lumea lui, să nu-l bruschezi, să-i faci actul stomatologic un pic în joacă. Acum depinde de calitățile și, eu știu, aptitudinea fiecărui medic, cum reușește să ajungă până la urmă la sufletul copilului, să-l determine să,
să stea pe scaun. Și da, într-adevăr, trebuie să prezinți multă calmitate, empatie și să ai multă răbdare. Pentru ca dințișorii copilului să arate bine și să fie sănătoși, nu ne putem rezuma doar la periajul corect și vizita anuală la stomatolog. Părinții trebuie să știe că alimentația joacă un rol foarte important. Mai puțin zahăr, sucuri, deși considerăm că sunt sucuri naturale și acele au un conținut de zahăr, iar gustările dintre mese să fie cât mai puține ca număr. Vă dau un exemplu, o bomboană ingerată declanșează un atac acid de 20 de minute asupra smalțului dentar. Acum gândiți-vă dacă un copil o să mănânce câte o bomboană la o oră, la jumătate de oră, ce se întâmplă în gura lui. Deci este foarte dăunător. Mai bine îi dai o porție odată și atât, nu-i mai dai pe parcursul zilei. Biberonul, de asemenea, nu mai trebuie folosit după ce micuțul a împlinit un an și jumătate, 2 ani. Acesta ar putea modifica poziția dinților și afecta dezvoltarea armonioasă a copilului. A venit acum momentul pentru informațiile meteorologice. Nori în continuare pe cerul Olteniei și temperaturi care nu depășesc 20-21 de grade Celsius. La noapte vor fi 9 grade la Craiova, Slatina și Filiaș, 10 grade la Cetate și 11 la Drobeta, Turnul Severin și Râmnicu-Vâlcea. Mâine cerul va fi noros în cea mai mare parte a regiunii. Târgujienii și severinenii vor vedea însă soarele pe tot timpul zilei. Mercurul în termometre va indica 14 grade la Slatina, 19 la Craiova și 21 de grade Celsius la Calafat, Drăgășani și Corabia. Jurnalul se încheie aici, sunt Ionela Gherghe, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de programele Alege TV. Pe mâine!